Descoperit în lumea nouă și adus în Europa de Cristofor Columb, porumbul este mândria României pe piața cerealieră a bătrânului continent. Cunoscută sub denumirea de păpușoi în Moldova și cucuruz în Transilvania, vestita plantă îi oferă României coroana de cel mai mare producător de porumb din Europa. Titlul mult râfnit și de alte state de pe continent a stârnit invidia presei din Hexagon, jurnaliștii de la cotidianul Le Monde au afirmat. Agricultorii francezi nu au reușit să evite puterea românească. Țara lui Dracula vampirizează piața europeană a porumbului sau cel puțin o domină, nu este chiar o surpriză. Gurmanzii știu că, dacă polent este apanajul regiunii munților apenini, acest fel de mâncare gustoasă poartă numele de mămăligă în Carpați. Dar investitorii din România nu se gândesc doar la apetitul compatrioților lor. Profitul mare din cerealele galbene este rezultat din export. Comentarul publicației franceze este rezultatul estimărilor elaborate de Asociația Generală a Producătorilor de Porumb. Cifrele anunțate de această instituție arată că țara noastră ar urma să recolteze în acest an între 14,5 și 15 milioane de tone de porumb, în timp ce Franța doar 11,8 milioane. Producția de porumb a statului francez din anul curent nu a mai atins cota istorică din 2017 din cauza condițiilor climatice nefaste. Inundațiile din primăvară care au întârziat însămânțarea au fost urmate de canicula. Din timpul verii. Aceasta a provocat seceta care a afectat culturile. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daia, confirmă ceea ce scrie publicația franceză. România va fi și anul acesta pe primul loc la cultura porumbului, însă datele finale le vom furniza la încheierea recoltatului, întrucât până la această dată din suprafața însămânțată s-a recoltat 87%. Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România menționa la sfârșitul lunii august că țara noastră a înregistrat în 2018 producții record la grâu, porumb și floarea soarelui.